Bună ziua! Astăzi, data de 24 iunie 2020, este o zi mare pentru mine în calitate de primar al Comunei Dofteana. În urmă cu 12 ani am fost validat pentru prima dată, pe data de 24 iunie 2008, moment în care am obținut primul mandat de primar. Bineînțeles, atunci eram mai tânăr cu 12 ani, iar astăzi este ziua în care împlinesc vârsta de 60 de ani. Cum să spun, ar fi un trio. Împlinesc 60 de ani de vârstă, 12 ani de mandat și totodată astăzi este ziua de naștere a Sfântului Ioan Botezătorul, sau mai bine zis, sunt zienele. Sunt zienele, este o zi mare în care mama mea spunea, te-am făcut la o zi mare, prin crearea și creatura lui Dumnezeu, sunt născut la o zi mare. Sunt zienele, are o semnificație în popor, sau drăgaicele, în care, în noaptea de 23 spre 24 iunie, drăgaicele umblau prin satele oamenilor, aducând în mintea, în gândul lor și prin rugăciune, multă dragoste și multă fertilitate. Depășesc acest lucru, făcându-mi, așa cum v-am promis, un raport de activitate cu privire la activitatea mea în cele trei mandate de primar. Și aș începe cu primul mandat, scurt, spunându-vă faptul că am dorit și mi-am dorit să duc la îndeplinire cele promise cetățenilor din localitatea Dofteana, prin continuitatea investițiilor care au fost începute la nivel de localitate Dofteana de cei ce au condus înaintea mea împreună cu echipa care au avut-o dumnealor, și aș putea să vă spun, am continuat lucrările la Casa de Cultură, la Centrul Cultural Multifuncțional din Dofteana și grădinița cu program prelungit, acolo unde s-au investit sume de bani, iar în anul 2009 au devenit funcționale amândouă. Aș putea să vă spun că în 12 ani de zile am și vârsta, am și experiența, am și înțelepciunea. Toate investițiile pe care le-am făcut sunt investiții în interesul cetățenilor din localitatea Dofteana, care le-am făcut cu multă generozitate, cu mult curaj, cu multă ambiție. Și zic eu că am făcut lucrări multe de calitate cu sprijinul Consiliului Local și cu sprijinul cetățenilor din localitatea noastră. Aș începe să le enumăr un pic. Deci am construit corpuri de școală, școli, poduri, podețe, punți pietonale, am construit două biserici de la zero, am construit sală de sport, un parc de agrement, piață zonală Dofteana, asfalt în toate localitățile, începând cu Bogata, cu Cucuieți, cu Larga, cu Ștefan Vodă, cu Seaca, cu Hoideacul, cu Dofteana. Am reabilitat și construit grădinițe, școli, am construit casă mortuală în satul Bogata, Biserica Catolică, în satul Larga, Biserica Ortodoxă. Am reabilitat cu o reparație capitală toate bisericile din localitatea noastră. Am reabilitat prin reparație capitală toate școlile și grădinițele din această localitate. Iată că am ajuns la ultimul mandat, astăzi data de 24.06.2020, când ar fi trebuit să se încheie al treilea mandat, dar printr-o lege organică dată de Parlamentul României s-a prelungit
al treilea mandat, până la data de 1 noiembrie 2020, moment în care va trebui să intrăm într-o campanie electorală, probabil începând cu data de 20 sau 25 august 2020, dacă alegerile vor avea loc pe data de 27 septembrie. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că am ajuns 60 de ani cu experiența pe care o am, dar cel mai important este că am ajuns sănătos, am ajuns un om împlinit, cu 2 copii, cu 4 nepoți și important și cel mai important este că am o relație cât se poate de bună cu cetățenii din localitatea pe care o conduc, iar aceste proiecte pe care le-am implementat împreună cu aparatul de specialitate al primarului din Unitatea Administrativ-Teritorială Dofteana sunt și vor fi folositoare tuturor cetățenilor din localitate. Pot să vă spun că avem multe proiecte în derulare și aș începe cu proiectul Grădinița cu program normal din satul Cucuieț, o investiție mare de peste 1 milion de euro, în care ea avem emis o autorizație de construire valabilă pe 24 de luni, cu speranța faptului că această lucrare se va încheia mai devreme. Avem în derulare o sală de sport vis-a-vis de parcul de agrement în valoare de 57 de miliarde, în care în toamna anului 2020 va fi încheiată această lucrare. Suntem în reparații, reabilitare a școlii Scadar Loghini Dofteana prin construirea unui nou corp de clădire alipit de acest corp vechi care este la ora actuală. Și sperăm ca în anul 2021, cel târziu, această școală să fie funcțională. Mai avem încă 2 proiecte în derulare, reabilitarea în baza unui proiect european a școlii din satul Cucuieț și satul Hăgheac, care ele să sperăm că în anul 2021 va începe și această lucrare. Deci anul acesta avem în derulare investiții peste 6 milioane de euro, sume de bani care vin de la Uniunea Europeană, sume de bani care vin de la Compania Națională de Investiții, sume de bani care vin și se derulează prin Ministerul Învățământului de la Banca Mondială din București. Aceste investiții au fost făcute cu mari eforturi și sunt făcute toate documentele cu mari eforturi de către cei ce conducem instituția primăriei Dofteana și se vor bucura toți cetățenii din această localitate. Înainte de a încheia discursul meu, vreau să mă adresez tuturor cetățenilor din comuna noastră și nu numai și le mulțumesc pentru sprijinul pe care mi l-au acordat și pentru încrederea care au avut-o și au în continuare în mine, ca fiind un om puternic, ca fiind un om care a putut și am colaborat cu specialiștii să pot să creez aceste proiecte din localitate. M-am consultat de fiecare dată cu societatea civilă, cu Consiliul Local, cu specialiștii în domeniu. Aș putea să vă spun că pe perioada celor 3 mandate sunt și neîmpliniri, bineînțeles. Dar nu toate au depins și depind numai de mine. Depind de foarte multe instituții ale statului. Și aș începe să enumerez, pentru că în al treilea mandat am promis cetățenilor că voi derula și voi demara proiectul cu canalizarea în localitatea noastră, proiect care spuneam într-una dintre emisiuni, căci la ora actuală se află studiul de fezabilitate pe masa Ministerului Fondurilor Europene, în valoare de 5.800.000 de euro, care cuprinde 27 de kilometri de canalizare plus o stație de epurare. Toate aceste documente au fost făcute, întocmite toate ridicările toplu, inclusiv schițele cadastrale, predate și avem inclusiv avizul de la mediu. S-a derulat în felul de a se derula, pentru că noi facem parte din ADIB, Autoritatea de Dezvoltare Intercomunitară a județului Bacău, în care suntem mai multe localități din județul Bacău și au avut prioritate municipiile Moinești, orașul Târgovna, orașul Buhuș, iar noi suntem prima comună care vom intra cu canalizarea începând cu anul 2020, respectiv 2021 și în continuare.
Deci aceasta ar putea fi o neîmplinire, pentru că noi avem un contract cu Crabul Bacău, proiect care se derulează prin Crab Bacău și avem o contribuție de 2%, Guvernul României are o contribuție de 18%, iar 80% sume de bani care vin de la Uniunea Europeană. Lucrurile se demarează mai greu, dar sănătos. O altă neîmplinire, aș putea să o spun, este și aceea care am promis tuturor cetățenilor, începând cu anul 2019, faptul că voi face tot ceea ce îmi stă în putință, să racordăm localitatea noastră și să înființăm rețea de gaze în localitate. Ne aflăm în următoarea situație. Am alocat de la bugetul local al primăriei sume de bani pentru studiu de fezabilitate la 65 de kilometri de rețea gaze în localitatea noastră. Am alocat un teren în suprafață de 5.700 de metri pătrați undeva la râpa Loplocu pentru o stație de reglare măsurare. Da? Și la ora actuală ne aflăm în faza de obținere a avizelor de la mediu, care durează probabil până la sfârșitul lunii lui iulie. Încă linia de finanțare nu a fost deschisă prin POIM, așa cum spunea premierul României, iar la momentul deschiderei liniei de finanțare suntem pregătiți exact ceea ce spunea guvernanța noștri, primul venit, primul servit. Sigur, mai sunt și alte neîmpliniri. Pentru că greșeli și neîmpliniri poate să fie. Nu ai cum să conduci o perioadă de 3 mandate și chiar să nu spui că nu ai făcut greșeli. În primul mandat a fost perioada, să zic așa, de acomodare și de învățare, sau mai bine zis, perfecționare a legilor care de la o zi la alta se schimbă, care au trebuit respectate și trebuie respectate în continuare. Dar de ce să nu vorbim, că nu este imposibil, le-am implementat din mers, am deschis alte și alte investiții, de așa natură ne aflăm în această situație în care la ora actuală nu mi-este rușine să invit pe cineva în localitatea pe care o conduc. Ceea ce îmi doresc în următorul mandat, să duc la împlinire toate investițiile care sunt începute de peste 6 milioane de euro, cel târziu până în anul 2021, să duc la îndeplinire acei 27 până în 30 de kilometri de canalizare apă uzată, să duc la îndeplinire apa potabilă pe Hăgheac, în zona Calea Nemirei, unde acolo am deschis o zonă zis rezidențială, pentru că am asfaltat, am tras conducta de apă și vom ajunge și cu gazele acolo, să-mi duc la îndeplinire investiția făcută prin Compania Națională de Investiții, un cămin cultural în satul Larg, așa cum l-am promis, să duc la îndeplinire asfaltarea tuturor străzilor din satul Seaca, care a fost afectat de inundații în anul 2018. Proiect care se află pe masa Ministrului Dezvoltării și la ora actuală și aștept ordinul Ministrului, să duc la îndeplinire investiția pe care mi-am propus-o și am făcut deja studiul de fezabilitate și proiectul tehnic pentru asfaltarea satului Bogata și a câtorva uliți din satul Cucuieț în valoare de 80 de miliarde prin FDI, Fondul Național de Dezvoltare, în care înțeleg că s-a transferat sumele de bani de la acel fond de dezvoltare la PNDL3, dar urmează să se emită o ordonanță de guvern, căci noi suntem la punctul 296 din câte cunosc cu această investiție și mai am, bineînțeles, multe de făcut, sunt mărunte, dar de folos. Mi-am propus și am o discuție amplă cu cei ce conduc apele române din județul Bacău să deviez râul Trotuș mai în aval și în amonte de podul care traversează râul Trotuș din satul Larga, să-l debiesc și să-l aduc în aceeași formă unde a fost în urmă cu 30 de ani, pentru că din anul 2005, în urma inundațiilor, a deviat râul Trotuș, care pune în pericol agenții economici din zona respectivă, care ar putea să pună în pericol și o parte din satul Dofteana și Castelul Ghica. Și în aceste condiții, cei de la Apele Române mi-au promis că îmi va da acordul să intervin
și să deviezi râul Trotuș exact pe firul lui vechi care a fost înainte. Sigur, în anul 2008, în urmă cu 12 ani, spuneam așa, vom avea sau voi avea multe de făcut și voi lăsa faptele să vorbească. În încheiere pot să vă spun și despre Castelul Ghica. Ne luptăm din anul 2005 și suntem în instanță pentru nulitate absolută cu cei ce administrează astăzi acest castel, iar mâine, data de 25 iunie, se va pronunța pe fond Tribunalul Bacău. E posibil să se dea și vreo amânare sau chiar două în termeni juridici, dar aș putea să vă spun că am ajuns aproape de final, chiar dacă el va mai dura cât va mai dura, dar am ajuns cu toate probele aproape de final. Din toate fondurile europene care mi-au stat la dispoziție, puse de către guvernanți și de către Parlamentul European, n-aș putea să vă spun că nu am ratat niciunul. Deci am câștigat toate proiectele. Proiect câștigat pe măsura 125, care face legătura acelui drum agricol între orașul Dărmănești și comuna Dofteana, fiind o șosea de centură, dar mai am 2 km de continuat și voi fi gata și cu șoseaua de centură a comunii Dofteana. Am accesat proiecte prin măsura 76, reabilitând căminul cultural din satul Bogata. Am accesat fond european prin măsura 72, da, și am făcut o investiție de peste 75-80 de miliarde în care am asfaltat satul Hădeaga aproape tot, strada Gării din Dofteana, strada Peții, strada Cimitirului și mai multe străzi. Am accesat prin Gal Valea Muntelui de două ori. Odată am cumpărat utilaje pentru dezăpezire, un bol de excavator și un bobcat. Odată am accesat fond european și am construit un parc de agrement. Ultima dată am construit drumul de pe Valea Codrului pe o lungime de 1 km 135.000 de euro. Deci nu a rămas niciun fond european și nicio măsură să nu accesez ca să îmi pară rău. Dar totodată informez toți cetățenii din localitate, inclusiv cei care ne ascultă astăzi, căci m-am folosit de orice cale de atac și orice măsură a fondurilor europene. De așa natură am adus bani europeni în localitate și nu am împrumutat niciun bănuț de la nicio bancă și din la nicio trezorerie. Asigur cetățenii din localitatea Dofteană că și comuna se află pe mâini bune și nu am niciun leuț datorie. Că la ora 8 am avut o ședință cu aparatul de specialitate în sala de festivități, pentru că vă spuneam, avem două proiecte în derulare, reabilitarea școlii din satul Cucuieț și școlii din satul Hădeac, în care trebuie să transmite niște documente urgente, pentru că până la data de 1 august, cel târziu 10 august, documentația trebuiește depusă și nu suferă amânare. Am avut în ordinea de zi de astăzi, căci până pe data de 30 a lunii acestuia trebuiește depusă documentația, încărcat practic în sistem, proiectul care reabilităm școala Scarlat Login din Dofteana și, bineînțeles, după cum ați văzut și cred că dumneavoastră ați filmat, aparatul de specialitate la 60 de ani mi-a făcut cadou, dacă observați dumneavoastră, un panou în care scrie acolo să-mi dea Dumnezeu sănătate, să fiu înțelept, să fiu generos și mai bun. Ce aș putea să le spun celor care mi-au făcut acest cadou? După 12 ani doresc să mă schimb cât se poate, să mă schimb în bine din experiența care o am și din promisiunile cetățenilor în localitate, căci poate mă vor alege în continuare, căci mai am multe de făcut, am posibilitatea, am experiența necesară ca eu să creez în continuare multe proiecte benefice și folositoare cetățenilor. În continuare voi parcurge până la orele 16 împreună cu lucrătorii de la primărie, vom lucra fiind o zi normală, iar după orele 16 voi fi în familie.